În luna septembrie, ciclonul Boris a provocat inundații puternice în județul Galați. Două baraje au cedat, iar multe drumuri au rămas închise. Statistica ne arată cum frecvența și amplitudinea unor fenomene extreme ca acesta au crescut în ultimii ani peste tot în lume, iar o parte din vină o poartă încălzirea globală. La prima vedere este paradoxal. Încălzirea globală este responsabilă de creșterea temperaturii medii a Pământului cu 1,5 grade în era industrială. Ce înseamnă 1 grad? Pare puțin. Și de ce ar conduce asta la fenomene meteorologice extreme, cum ar fi inundații, furtuni mai devastatoare sau, din contră, secete și recorduri de temperaturi ridicate? În acest video vreau să lămurez relația dintre încălzirea globală și fenomenele meteo extreme, pornind de la legile cunoscute ale fizicii. Sper să urmăriți acest video până la capăt pentru a vedea de ce fizica nu glumește și de ce încălzirea globală are consecințe și fenomene meteorologice extreme. Maestre Banda. Într-o serie de 3 episoade am detaliat ce este încălzirea globală și am asemănat-o unui efect de plafumă. Pe măsură ce ardem combustibili fosili, punem din ce în ce mai mult dioxid de carbon în atmosferă. Acestea funcționează ca o plapumă, oprind radiația infraroșie a Pământului să se piardă în spațiu și încălzind astfel adițional Pământul. De la începutul erei industriale, concentrația de dioxid de carbon în atmosferă aproape s-a dublat, iar temperatura medie a Pământului a crescut cu peste 1 grad Celsius. Unele dintre consecințe sunt fenomenele meteo extreme, ne spune fizica atmosferei. Hai să le luăm pe rând. La baza multor fenomene extreme, consecințe ale încălzirii globale, stă creșterea de vapor de apă din atmosferă. Astfel, așa cum știm de la saună, cu cât aerul este mai cald, cu atât el poate reține mai mulți vapori de apă. Pentru fiecare creștere de 1 grad a temperaturii, atmosfera poate reține cu aproximativ 7% mai multă umiditate. Acești vapori de apă suplimentari nu numai că amplifică efectul de seră, deoarece vaporii de apă sunt un gaz cu efect de seră puternic, dar oferă și mai mult combustibil pentru ploi și nisori mai abundente. Simplu spus, cu mai multă umiditate în atmosferă, furtunile vor produce precipitații mai abundente, ducând la inundații. Fenomenele extreme, consecința încălzirii globale, mai au un ingredient: curenții de aer de mare altitudine. Astfel, curenții de aer se formează datorită diferențelor de temperatură dintre două zone, care generează astfel diferențe între presiuni. Și aerul cu presiune mai mare, cel rece, este împins către cel cu presiune mai mică, cel cald. Dacă temperatura ar fi fost peste tot la fel, la fel ar fi fost și presiunea și aerul stătea pe loc. Pentru curenții de mare altitudine, e importantă diferența de temperatură de deasupra Arcticii, aproape de polul nord, mai rece, și deasupra ecuator, mai cald. Încălzirea globală crește temperatura peste tot, însă, în practică, polul nord se încălzește mai mult decât ecuatorul. Asta înseamnă că scade diferența de temperatură dintre polul nord arctic și ecuator. La o diferență de temperatură mai mică, scade și curentul de aer de mare altitudine, jet stream, determinându-l să aibă forme geometrice mai sinuoase și să creeze situații meteorologice stagnante, pentru că aerul rece și cald nu se mai schimbă așa de repede. Vom avea blocaje atmosferice. Consecința este că vom avea schimbări mai rare în timp. Valurile de căldură atunci când vor veni vor dura mai mult. Blocajul atmosferic este un fenomen meteorologic în care un sistem de presiune ridicată sau joasă rămâne aproape nemișcat deasupra unei regiuni pentru o perioadă prelungită, de obicei câteva zile sau chiar săptămâni. În mod normal, sistemele de presiune se deplasează în atmosferă sub influența curenților jet, dar în cazul unui blocaj atmosferic, aceste sisteme devin blocate și nu se mai mișcă, ceea ce poate avea consecințe semnificative asupra vremii. Încălzirea globală crește temperatura medie a Pământului. E normal atunci să ne așteptăm statistic la mai multe valuri de căldură și perioade secetoase mai lungi. Dar e mai mult de atât. Așa cum am văzut, pentru că zona arctică se încălzește mai repede decât ecuatorul, scade diferența de temperatură dintre ele. Răcirea care vine de la structurile de presiune care se deplasează sub influența curentului jet este mai puțin eficientă. De aceea, valurile de căldură și secetele de aici, atunci când apar, se vor întinde pe perioade mai mari de timp. Efectul este mai pronunțat în orașe, denumite și insule de căldură urbană, datorită faptului că betonul și asfaltul reține căldura.
În plus, temperaturile mai ridicate duc la creșterea evaporării apelor din lacuri și sol. Aceasta poate epuiza sursa de apă de pe uscat și usca pământul, contribuie la condiții de secetă. Adițional, temperaturile mai ridicate duc și la rate mai mari de transpirație a plantelor, care usucă și mai mult vegetația, făcând seceta și mai pronunțată. Temperatura medie a crescut cu peste un grad în era industrială, datorită încălzirii globale. Nu e atunci de mirare că a crescut și numărul de incendii de vegetație, în special în zone ca Australia, California și regiunea mediteraneană. Este însă aici un proces fizic bine de știut. Astfel, așa cum am discutat în episoadele precedente și cum știm de la termometrul cu infraroșu, un corp cu o temperatură mai mare emite mai multă radiație infraroșie. Relația este descrisă de legea Stefan Boltzmann. În felul acesta, temperaturile mai ridicate de la sol duc la o radiație de căldură mai mare, care usucă vegetația, făcând-o mai inflamabilă. La asta mai contribuie un factor. Aerul mai cald reține mai multă umiditate, crescând ratele de evaporare din soluri și vegetație. Acest lucru duce la condiții mai uscate, secetă mai mare, care face pădurile mai susceptibile la aprindere. Temperaturile mai ridicate pot intensifica, de asemenea, furtunile, crescând numărul de descărcări electrice, una dintre principale cauze naturale ale incendiilor de vegetație. Datele NASA arată că secetele prelungite din vestul Statelor Unite au contribuit la o creștere de peste 2 ori a activității incendiilor de vegetație din anii 1970 până acum. Temperatura oceanelor a crescut datorită încălzirii globale, iar cât apare o temperatură mai ridicată, cu atât stochează mai multă energie termică. Asta se vede din acest grafic. Energia termică a oceanelor a crescut, ajungând la o valoare de ordinul 10 la puterea 23 de juli. Aceasta însă este o sursă de energie adițională pentru cicloanele tropicale, uragane și taifunuri. Astfel, prin evaporare, se adaugă mai multă umiditate în atmosferă, care eliberează căldură atunci când condensează, alimentând intensitatea furtunilor. De la începutul erei industriale, temperatura medie a suprafeței oceanului a crescut cu aproximativ 0,8 grade Celsius din cauza încălzirii globale. Ce se întâmplă cu apa când se încălzește? Se dilată! Asta înseamnă că oceanele devin mai mari, fizic. Uite, să facem un calcul estimativ cu noua versiune de ChatGPT O1 Preview, tocmai lansată, despre care se spune că e foarte bună la astfel de calcule. Asta este problema. Aici, ChatGPT calculează volumul apei oceanelor. Aici calculează creșterea de volum datorită creșterii temperaturii. Apoi calculează creșterea așteptată a nivelului oceanelor. Îi ies cam 30 de centimetri. Cu cât a crescut nivelul apei în realitate? Vedem în acest grafic, cam 20 de centimetri. Printr-un calcul simplu, cum este cel al ChatGPT, se obține remarcabil o valoare apropiată. De fapt, noua versiune a ChatGPT a supraestimat creșterea nivelului oceanelor datorită expansiunii termice, cu un factor de 3. De ce? Pentru că doar jumătate din creșterea observată de 20 de centimetri este datorată expansiunii termice a apei. Cealaltă jumătate este datorată topirii gheței terestre, ghețari și calote glaciare. Astfel, calotele glaciare din Groenlanda și Antarctica, gheața terestră, atenție, nu ghețari plutitori, împreună cu ghețarii montani, se topesc datorită încălzirii globale. Acest lucru introduce mai multă apă în oceane, ridicând nivelul mării. Din 2002, Antarctica a pierdut aproape 2500 de miliarde de tone de gheață, contribuind semnificativ la creșterea globală a nivelului oceanelor. Observații precise din satelit confirmă o creștere medie globală a nivelului oceanelor de aproximativ 3,3 mm pe an în ultimele decenii. Dacă se continuă consumul de combustibili fosili la ratele actuale, se preconizează că nivelul oceanelor ar putea crește cu până la 1 metru până în 2100, în scenarii cu emisii ridicate. Aici nu mă pot abține, vă dau un exercițiu. Avem un cub de gheață ce plutește în paharul cu apă. După ce se topește, care este nivelul apei? Mai ridicat, mai scăzut sau la fel? Aștept răspunsul în comentarii împreună cu explicația. Concentrația de dioxid de carbon în atmosferă a crescut, este cauza încălzirii globale. Automat, a crescut și concentrația de dioxid de carbon absorbită de către oceane. Așa cum se vede în această reacție, dioxidul de carbon adițional interacționează cu apa și crește concentrația de ion de hidrogen din apă. Concentrația de ion de hidrogen din apa oceanelor determină însă pH-ul apei,
care în consecință va scădea, lucru care este confirmat de măsurători, așa cum se vede în acest grafic. pH-ul a scăzut în oceane cu aproximativ 0,1 în ultimii 35 de ani. Spunem că apa oceanelor s-a acidificat. Vom vorbi într-un episod viitor despre consecința pe care o are pentru ecosistemele marine. Permafrostul este un strat de sol sau rocă ce rămâne înghețat pentru cel puțin 2 ani consecutivi. Se găsește în regiunile polare și în zonele montane înalte. Cum este de așteptat, încălzirea globală duce la topirea permafrostului, eliberând metan, un gaz cu un efect de seră de 30 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon. Acesta este un efect secundar al încălzirii globale, dar bine de știut, deoarece el va accelera procesul. Încălzirea globală nu înseamnă simplu creșterea temperaturii medii atmosferei. La fel de importantă este creșterea frecvenței și amplitudinii fenomenelor extreme. La o extremă vom avea mai multe valuri de căldură, secete, iar la alta furtuni și inundații. Rolul acestui episod a fost de a înțelege prin fizică ce fel încălzirea globală conduce la fenomene extreme. În următorul episod din această serie vom detalia impactul pe care l-ar putea avea fenomenele extreme asupra societăților umane. Stay tuned, în special dacă sunteți tineri. Schimbările le veți vedea cu ochii voștri, așa cum și noi, generațiile mai vechi, le vedem acum cu ochii noștri. Până data viitoare, vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Le mulțumesc celor care ne susțin pe Patreon și aici devenim membri ai canalului. Eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!